La orele de geografie, din păcate, nu am învățat aprofundat despre multe dintre localitățile și zonele din România care au anumite particularități. Unele dintre ele pot fi ciudate și amuzante și aici ne referim strict la acele nume de localități care ne smulg un zâmbet în colțul gurii sau ne fac să ridicăm din sprânceană. În România, conform datelor recente, mai trăiesc aproximativ 19 milioane de suflete, dar câți dintre ei au vizitat țara și știu măcar o parte din lucrurile interesante din aceste zone turistice, unele dintre ele parcă înghețate de timp. Dacă vom avea un răspuns la această întrebare, vom înțelege atunci de ce pentru turistul străin România este un alt râm al ciudățenilor. Și vorbim aici de nenumăratele căruțe trase de cai care circulă și încetinesc traficul, pub-urile ciudate în care poți merge și apoi și locurile destul de ciudate pe care le poți găsi în țară, iar unele dintre ele sunt atât de ciudate încât chiar trebuie să le vezi cu ochii tăi. Dacă ne referim la locuri excepționale, dar și ciudate, nu putem omite să amintim aici de cimitirul vesel de la Săpânța sau de dovezile gitodacice de la Sarmis Segetuza Regia și multe alte locuri pline de istorie, unice, dar pline de mister și pe alocuri ciudățenii inexplicabile. Dar trecând peste aceste aspecte, România mai este unică prin ceva și s-ar putea să pară ciudat să spunem că avem unele dintre cele mai ciudate și mai amuzante nume de localități din România. Desigur, asta nu înseamnă că numai la noi există așa ceva. Dimpotrivă, sunt alte țări, chiar vecine cu noi, care au stațiuni celebre care posedă un nume folosit la noi, în termeni populari, dar pe care autorul nu-l poate scrie, datorită conotațiilor sale vulgare. Dar despre ce stațiune din Croația este vorba. Nu suntem singurii care au așadar cele mai ciudate și amuzante nume de localități și chiar monede naționale. Dar așa cum spuneam la început, dacă nu ai învățat la geografie sau dacă nu ai avut curiozitatea să afli câte ceva, îți spunem noi care sunt cele mai ciudate și amuzante nume de localități din România. Iată care sunt de fapt cele mai ciudate nume de localități din România. Sigur o să te distrezi pe cinste. Băicoi, Prahova, Bărăscu, Gorj, Bălești, Vaslui, Buda, Bacău, Bulbucata, Giurgiu, Căcăcioasa, Vâlcea, Căcăina, Vaslui, Căpruța, Arad, Cârpa, Caraș-Severin, Cioara de Sus, Alba, Cocoșești, Alba, Coțofenii din Dos, Dolj, Curva, Gorj, Fălcoi, Olt, Fierbinți, Ialomița, Flămânzeni, Ilfov, Flămânzi, Botoșani, Fundătura, Cluj, Fundul Moldovei, Suceava, Fututa, Prahova, Gogoșari, Giurgiu, Însurăței, Brăila, Labasind, Arad, Măciuca, Vâlcea, Mădulari, Vâlcea, Mierlești de Sus, Olt, Milcoiu, Vâlcea, Miroș, Argeș, Muireasca, Vâlcea, Paros, Hunedoara, Pârțești de Jos, Suceava, Sculeni, Iași, Spermezeu, Bistrița Năsăud, Spring, Alba, Știrbăț, Suceava, Tețcoiu, Dâmbovița, Trebuci, Ilfov, Udați Mânzu, Buzău, Urlați, Vaslui, Vărsătura, Brăila, Vârteșcoiu, Vrancea. Lăsând în urmă satul Buda și lista cu aceste ciudate și amuzante nume de localități din România, putem spune că țara noastră are extrem de multe de oferit atât pentru turistul român cât și pentru turistul străin. Important este să știm noi cum să promovăm aceste lucruri unice și spectaculoase. Relatează playtech.ro.